Capitolul 4. Vă rog să mă scuzați, spuse el cu multă amabilitate. Este adevărat că nu o cunosc pe doamna, n-am văzut-o niciodată. Vreau doar să o întreb unde pot să-l întâlnesc pe soțul ei în afara casei patronilor lui. Femeia se întoarce întâi spre Fernand și spuse cu un aer triumfător: Vezi, gelosule, că nu-i ce crezi! Apoi lui Megre: Ce-a mai făcut, Francis? Lângă ei se afla ușa unei încăperi lungi, înguste, prost luminată de o ferestruică plasată prea sus, și unde becul era aprins toată ziua. O masă ocupa toată lungimea încăperii cu două bănci ca la cazarmă. Era sala de mese a personalului, unde în acel moment se aflau doar doi servitori de etaj care mâncau în tăcere la capătul celălalt. Acolo a fost poftit comisarul ca să scape de vânzolea la chelnerilor. Sunteți de la poliție, nu? Să știți că mie mi-e e indiferent. Da, ah, chiar ar fi un lucru bun să fie aspru pedepsit, pentru că asta m-ar ajuta să obțin divorțul, nu-i așa, Fernand?" Era bondoacă, grasă, dar plină de prospețime cu un nascârn simpatic. Că mă gândesc că eu cu ce câștig aici trebuie să plătesc întreținerea copilului pentru că trântorul ăsta nu vrea să știe de nimic." Nu locuiți cu el?" Atunci interveni Fernand ca să pună punctul pe ei odată pentru totdeauna. Suntem împreună de doi ani." Știți cumva dacă are o cameră în oraș?" Trupeșa Lawrence îi zbugni în râs. Da, o cameră cu tot confortul și cu papuși la picioarele patului. Apoi brusc circumspectă. Nu sunteți de la poliția de aici? Sunt de la Paris. Pentru că cei de aici ar trebui totuși să știe că Franții se culcă cu popin. Popin? Da, hoașca de popino care vinde pește. Aia care are o prăvălie frumoasă în colțul străzii Republicii. Scorpia asta nu știe multe. Cu ea nu ține să spui una și să faci alta. Se pare că a terminat deja trei sos și nu din noi pirpirii, Așa că are ceva treabă de sâmbăta morților. E tu, francez, nu o să reziste prea mult. Mă întreb chiar cu ce o mai mulțumește nefericitul. În orice caz, puteți fi aproape sigur că îl veți găsi la ea începând de la 10 seara. E grav, domnule? Megre evită să răspundă ca să afle mai multe. Nu se poate abține. Trebuie neapărat să șterpelească tot felul de fleacuri și să știți că nici măcar nu le vinde. Le dă femeilor. Fiindcă simte întotdeauna nevoia să le impresioneze." Îi în râs și se uită la Fernand cu subînțeles. Fiecare le impresionează cu ce poate, nu-i așa, domnule?" Megrel o masa de seară într-un colț, singur, și expresia feței sale nu era chiar așa cum o cunoșteau cei de la hotelul Bel Domnul Leonard îl așteptă zadarnic pentru șueta de seară în sala din spate. După ce termină cina, o porni prin întunericul presărat cu felinare, iar valurile în seara aceea păreau fosforescente. Era abia nouă și jumătate. Prea devreme. Trecu prin fața casei doctorului unde era lumină. Urmara apoi portul micile bistrouri unde ești obligat să intri ca să stai jos un moment. Iar fi fost destul de greu să spună la ce se gândea. Era ceva vag, puțin incoerent. Totul începea cu măicuța Marie de Zanj. O atmosferă calmă de mănăstire care o influența și pe doamna Megre. Apoi doctorul și frumoasa lui casă aristocratică, frazele sale echilibrate și privirile sale pătrunzătoare. Pe urmă, brusc, o fetiță cu părul blond îl orienta spre sordida intrare din spate a hotelului Bellevue, unde dăduse peste Fernand măcelarul și trupeșa Lorenz cu râs nervos. Străduțele erau aproape pustii și din loc în loc puteai vedea dreptunghiul gălbui al luminii unei prăvălii. Cele mai multe ferestre erau deschise. Oamenii se culcau de vreme și din stradă, aproape că îi vedeai răsucindu-se în așternuturile jilave de sudoare. Uneori, trecând astfel prin fața unei ferestre neluminate, auzea șoapte atât de aproape de el, încât avea impresia că surprinde intimitatea acelor ființe și, ca la clinică, era tentat să meargă în vârful picioarelor. Întrebă pe cineva unde era locuința doamnei Popino, la capătul portului, în partea nouă a orașului, și descoperi o casă drăguță din cărămidă roz. Obloanele magazinului erau trase. Exista o intrare aparte, o ușă din stejar lăcuită, cu o cutie de scrisori și clanță din cupru. Se aplecă așa cum făcea când era mic și văzu lumină pe gaura cheii. Era 11 când sună. Auzi zgomotul unui scaun mișcat din loc, voci și pași. Ușa se deschise spre un coridor care mirosea a linoleum, cu un cuier din bambus în dreapta și plante ornamentale în vase de ceramică. Îmi cer scuze, doamnă! Avea în fața lui o femeie aproape de același calibru ca trupeșa a Lorenz, tot bondoacă, dar brunetă, îmbrăcată în costum local cu o bonetă scrobită pe cap care ilumina fața. Ce s-a întâmplat? întrebă ea, încercând să-i distingă trăsăturile în întuneric. Aș fi vrut să schimb două vorbe cu Francis. Intrați! Ușa din stânga rămăsese deschisă. Era cea unei sufragerii care părea nou-nouță, cu linoleum roșu și galben, ghivece învelite în foiță de cupru, bibelouri și mobilă Henri al doilea. Valetul doctorului Belami era acolo, în papuci de pâslă, fără haină, fără vestă, cu cămașa descheiată la piept. Tolănit într-un fotoliu, picior peste picior, cu un păhărel alături și o pipă în gură, bărbatul își cita liniștit ziarul. În fața lui se afla alt fotoliu în care ședea popin, cu un păhărel alături și o publicație ilustrată. Domnul Megre vrea să-ți vorbească, Francis. Belgianul se arătă mai puțin surprins decât Megre însuși. Mă cunoști? întrebă comisarul. Credeți că nu vă văd trecând în fiecare zi? V-am recunoscut imediat în urmă cu cel puțin o săptămână. I-am spus și lui Babet. Ăsta drăguțo, e faimosul comisar Megre, cum mă vezi și cum te văd. Cred că mai am pe undeva o revistă ilustrată de acum trei săptămâni în care era un articol despre dumneavoastră cu o fotografie foarte reușită. Francis se ridicase stânjenit. S-ar fi zis că, fără livrea, se simțea gol în fața lui Megre. Hai, nu-ți fie teamă, sunt convinsă că n-a venit pentru tine, ci pentru patronul tău. Vă deranjez, domnule comisar, pot să trec în dormitor. Numai că, dacă ați venit după informații, cred că o să vă dau mai multe decât Francis. Luați loc. Beți un păhărel cu noi, nu-i așa? Trebuie să vă spun că am fost dintotdeauna apasionată după crime, Așa că vă cunosc de cel puțin 15 ani. Când citesc despre un asasinat de toată frumusețea și foarte complicat, îmi spun, sper să se ocupe de el megre. Iar dimineața deschizi iarul mai înainte de a pune pe foc apa pentru cafea, megre se așeză, nu avea ce face. Și atmosfera era intimă, aproape familială. Negustoreasa de pește era probabil mândră de mobila ei, de vasele ornamentale din cupru impecabile, de bibelouri, de cel interior tipic mic burghez. În fond, visurile ei erau chiar atât de diferite de cele ale doamnei Megre. Francis se simțea acum și mai stânjenit și vrut să-și îmbrace haina, dar femeia l opri. Să știi că nu trebuie să te jenezi de domnul comisar. Dacă tot ce se scrie despre el e adevărat, atunci e indiferent că ești în cămașă și el însuși o să facă așa încât să se simtă comod. O ușă în stânga dădea spre prăvălia cu pereți din marmură, de unde venea un miros dulceat de pește. Dumneavoastră credeți că a fost un accident, domnule Megre?" Hotărât lucru era ziua întrebărilor. Mai devreme, acasă la dânsul, doctorul Belami spusese, îl supusese unui adevărat interogatoriu. Să știți că nu vreau să spun nimic despre acest om de rău. L-am cunoscut de mic. Cred că sunt mai mare decât el cu 3-4 ani, nu mi-e rușine să o spun." Femeia avea o prospețime uimitoare care încă atrăgea, deși era trecută de 50 de ani. Îi umpluse paharul lui megre și îl întinse pe al ei ca să ciocnească. L-am cunoscut și pe tatălui. Era același gen de om, nu prea vorbăreț. Totuși nu se poate spune că sunt îngânfați. Niște domni! Dar nu te fac tot timpul să simți asta. Însă mama, e altă mâncare de pește. Asta, domnule, mei, gredați-i voie lui popin să vă spună că e o scorpie. Și dacă s-a întâmplat ceva rău, sunt sigură că i-ai de vină. Credeți că doctorul va fi arestat? Nici vorbă. Era stânjenitor. Nu primise sarcina să facă vreo anchetă dorea o simplă informație, iar a doua zi, grație acestei popin, întreg orașul avea să știe că vestitul comisar Megre se ocupa de doctorul Belami. Lucrurile puteau să ajungă departe, să se transforme într-o poveste urâtă și totuși Megre nu putea să regrete că se afla acolo. Trăgea scurt din pipă, încălzea paharul în mână și se uita în altă parte când privirea lui întâlnea picioarele femeii, care avea mania să-și țină genunchii depărtați, lăsând să se vadă o parte din pielea roz de deasupra ciorapilor negri. În sfârșit, reușit să vorbească și el. Aș fi vrut să-i pun o întrebare lui Francis. Cum ați aflat că sunt aici?" Megre era gata să răspundă la întrebare, dar Popin nu-i dă dură gaz. Păi ai impresia, băiete, că nu știe toată lumea?" Vă spun serios, domnule Megre, că vreau să mă căsătoresc cu el. N-ar fi primul. Din păcate are o nevastă și ea nu vrea să divorțeze." spune Francis, după amiază când am fost acasă la doctorul Belami, o puștoaică a ieșit dintr-o cameră de la primul etaj. Presupun că tu i-ai deschis ușa. Eu deschid întotdeauna ușa, răspunse el. Înseamnă că ai văzut-o. Știi cine e? Asta m-am întrebat și eu. Nu o cunoști? Nu. A venit de două ori. Prima dată era pe 2 august, când doamna se simțea foarte rău. O clipă, Francis. Da, nu te grăbi, dragule, lasă-l pe domnul comisar să vorbească. Accidentul domnișoarei Godro a avut loc în ziua de 3 august, așa e? Exact, ziua concertului. Așadar, pe 2 august spui că doamna Belami se simțea foarte rău? În mai și chiar și pe 1 august. Atunci nu s-a mai ridicat din pat. E deseori bolnavă? N-am văzut-o niciodată stând în pat toată ziua. Ați chemat un medic? Domnul s-a ocupat de ea că doar e doctor. Evident. Numai că un medic nu ezită să cheme un confrate când e vorba de familia lui, cu atât mai mult dacă e specialist. Nu știi ce a avut? Nu. Ai intrat în camera ei? Niciodată că n-am voie nici când nu e acasă. Doctorul Belami nu tolerează ca un bărbat să pună piciorul în camera doamnei. Odată când nu era nimeni acasă și Jean Camerista s-a afla în apartament, am intrat. Am făcut doar doi pași pentru că aveam să-i spun ceva lui Jean. Nu mai i-ai vorbit? Doctorul a sosit atunci pe nesimțite. Niciodată n-a fost atât de dur cu mine. Un moment am crezut că o să-mi trag o palmă. Așadar, în ziua de 1 august, cu două zile înainte de moartea surorii sale, Odette Bellamy era bolnavă și nu se dădea jos din pat. Repetă, Megre. Atunci spui că a venit copila la ea prima dată? Nu pe 1, ci pe doi, august. I-ai deschis ușa. Cât era ceasul? În jur de patru și jumătate. Cu alte cuvinte la ora la care doctorul joacă brij la braserii Duremble. Poți să-l vezi de pe trotuar și să te asiguri astfel că nu e acasă. Probabil. Ce ți-a spus fetița? Că vrea să o vadă pe doamna Belami. Am crezut la început că era vorba despre mama domnului Belami. Unde se afla aceasta în acel moment? în camera unde ținem lenjeria, că era ziua când vine croitorea Vă explic eu, promise Popin. Aproape că și face rochile singură din economie, că e zgârcită foc. Are o croitorea să bătrână și cocoșată pe care o îmbrac, așa cum se nimerește. Da, e, e indiferent din moment ce costă puțin. să vă spun niște istorioare. Când îmi dădea telefon ca să-mi ceară niște pește nu foarte proaspăt pentru masa servitorilor. O clipă, vă rog. Îmi cer scuze, continuați. Ai condus-o sus pe micuță? Nu, ea a răspuns că doamna nu primește pe nimeni. M-a rugat să mă duc să o anunț că a venit mica și că avea ceva foarte important să-i spună." Și-ai intrat în dormitor ca să-i transmiți." Nici vorba, am strigat-o pe Jean. Eram convins că doamna nu va primi pe puștoaică. Dar m-am înșelat că a spus că poate să urce." Și-a stat mult timp?" Nu știu, m-am întors în oficiu unde aveam de curățat argintăria." Știți, domnule Megre..." Ei îl lustruiește obiectele din cupru. Degeaba am o femeie de serviciu toată ziua că ține neapărat să facă el asta, pretinzând că femeile nu știu să frece. Astăzi, când a venit din nou, ai condus-o imediat sus? N-a fost nevoie să o anunț. Am văzut-o pe Jean pe palier și Jean mi-a strigat, las-o să urce Francis. Altfel spus de data asta, patroana ta o aștepta? Presupun. Nu asculți niciodată la uși? Nu, domnule. De ce? Din cauza mamei domnului Belami, crezi că-i greoaie și aproape neputincioasă? Ai impresia că se sprijină în baston ca și cum nu s-ar putea ține pe picioare și te pomenești cu ea lângă tine fără să o auzi. Tot timpul să plimbă prin casă. O scorpie! Și culmea, domnule Megre, că nici măcar nu-i de familie bună. Când face piața cu bucătărea să ne o cărăște ca pe niște târfe. A uitat că tatăl ei era un bețiv care l-adunau după trotuar și că mama ei a muncit cu ziua. E drept că a fost o fată frumoasă, dar n-ai crede când o vezi acum. Spuneți-mi, doamnă Popino, puteți să-mi ziceți Popin ca toată lumea? spune Popin, n-ai idee, dumneata care cunoști pe toată lumea din sablă, a cui poate fi această lusil? A, cu zece ani v-aș fi răspuns da, încă făceam comerț ambulant, mergeam din poartă, poartă în poartă, împingând căruciorul cu pește. Atunci vă dați seama că o cunoșteam toți stâncii. E înaltă și slabă, cumpăr aproape în color de nuanța paiului. Poartă codițe? Nu. Păcat, pentru că știu una cu codiței fica dogarului. Are 14 sau 15 ani? Poate mai mult, că e deja format, are un piept rotunjor. Gândește-te bine. Nu-mi dau seama. Da, să știți că până mâine la prânz am și aflat. La câtă lume intră în prăvălia mea, nu o să-mi ia mie mult ca să mă informez. La urma urmelor orașul nu-i mare. Mai greu avea să-și amintească de cuvintele astea puțin mai târziu. Orașul nu e așa de mare. Ai impresia, Francis, că stăpânii tăi se înțeleg bine?" Belgianul nu știa ce să răspundă. Se ceartă des?" Niciodată!" I se părea uimitor că cineva s-ar fi putut certa cu doctorul. I se întâmplă să vorbească tăios cu soția lui?" Nu, domnule!" Megre înțelegea că trebuia să insiste. Sunt veseli când sunt împreună, de exemplu, la masă, presupun că tu îi servești. Da, domnule, vorbesc mult. Domnul vorbește la fel și mama lui. Ai impresia că doamna Belami e fericită? Uneori, domnule, dai greu de spus dacă l-ați cunoaște mai bine pe domnul. Încearcă să-mi explici. Nu pot. Nu e un om căruia să-i vorbești cum ai vorbi oricui. Se uită la tine și atunci te simți mic de tot. Soția lui se simte mică de tot în fața lui? Poate uneori se întâmplă să vorbească așa ca toată lumea. Povestește ceva râzând, da, apoi se uită la el și se oprește brusc. Cred că asta se întâmplă mai curând când se uită la soacra ei. Interveni Popin. Probabil înțelegeți, domnule Megre, că o femeie tânără ca Odet și pe ea am cunoscut-o de mică, iar pe atunci nu era cu nasul pe sus. Ziceam că o femeie tânără ca ea nu-i făcută să trăiască în casă cu Asteia i-ar trebui nu un baston, ci o mătură ca să încalece pe ea. Un moment, Megre se gândi la interrogatoriul pe care blândul Mansui îl luase lui Polite. Delicventul tăcea cu încăpățânare, nu deschidea gura decât constrâns și forțat, ca să tăgăduiască împotriva oricărei evidențe. Popin și Francis, din potrivă, vorbeau mult și totuși era la fel de greu să te apropii de adevăr. Simțea că acesta nu era departe, îl adulmeca și încerca în minte să-l așeze pe fiecare la locul lui, de exemplu, în jurul mesei familiale, dar întotdeauna exista un detaliu care nu se potrivea și care suna fals. Nu era ușor să vezi niște oameni prin ochii unui valet, amantul doamnei Popino, înainte de a fi bolnavă. Cum își petrecea zilele doamna Belami? Bietul Francis. Popinul încuraja să vorbească și aproape că îi sufla că la școală. Ar fi vrut să-i fie pe plac comisarului și încerca să se exprime cât putea de clar. Nu știu. Mai întâi stătea până târziu în camera ei unde îi se ducea micul dejun. Până la ce oră? Până pe la zece. O clipă. Stăpânii tăi dorm separat? Există două dormitoare și două săli de baie, dar nu l-am văzut niciodată pe domnul dormind la el. Chiar și în aceste ultime două zile? Pardon, de pe 3 august doarme singur. În timpul zilei doamna se duce deseori în camera domnișoarei. Se așeza într-un col și citea ascultă muzică. Citea mult? Aproape întotdeauna am văzut-o cu o carte în mână. Ieșa din casă? Rare ori fără domnul sau dacă nu cu soacra. Nu ieșa niciodată singură? Ei se mai întâmpla. Mai des în ultima vreme decât înainte? Nu știu. Știți că asta e mare în oficiu există un mic panou de afișaj. Mama domnului l-a făcut. Suntem trei servitori. Eu, bucătărea și cu Jean. Pe panou găsim programul pentru toată ziua. La o anumită oră trebuie să fim într-o anumită încăpere, să facem cu tare muncă și o adevărată dramă dacă suntem găsiți în altă parte. Cele două surori se înțelegeau bine? Da, eu așa cred. La masă Lili era mai veselă sau mai vorbăreață decât Odet? Amândouă erau la fel. Îți repet întrebarea de mai din aur și îți cer să te gândești. Ești sigur că stăpâna ta s-a îmbolnăvit pe 1 august, cu două zile înainte de moartea surorii sale? Sunt sigur. Unde își primește doctorul pacienții? Nu-i primește în casă cine anexa din fundul grădinii, anexa direct spre o străduță. Cine le deschide ușa pacienților? Nimeni. Apasă pe buton și un mecanic deschide ușa. Bolnavii intră într-o anticameră și așteaptă. Vin puțin, că aproape întotdeauna au programare. Domnul nu are nevoie de asta, înțelegeți? Goliți paharul, domnule Megre, să vi-l umplu. Îl goli, apoi ciogni din nou cu Popin și cu Francis. Erau ușor impresionați de gravitatea comisarului și de efortul pe care îl intuiau în mod vag. E atât de greu să știi ce se întâmplă în casele astea mari, spuse Popin, vrând parcă să-l consoleze. Cei ca noi spun tot ce gândesc și chiar mai mult, dar alții... Uitați, o întrerupse Francis. Dacă e să luăm numai seara asta, de obicei aștept să mă sune domnul ca să-i aduc paharul cu whisky, pentru că în fiecare seară pe la 10 când se află în bibliotecă bea un ultim pahar cu whisky, deși am o cameră în casă, știe bine că nu dorm acolo. Așa va pe birou, pun gheață în pahar și el îmi spune invariabil. Noapte bună, Francis, poți pleca. Dar în seara asta... Intui încordarea lui Megre și se simți stânjenit, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu-l dezamăgească iar. E doar un detaliu, mi-am amintit pentru că Popin a spus că nu știm niciodată ce se întâmplă în casele mari. De obicei pregătesc tava dinainte și uneori stau și mă uit un sfert de oră la ceas. Sunt singur în acel moment. Jean e la ea și fumează în pace din romane. Bucădra să-i căsătorită și doar menoraș. oraș. La 10 și un sfer, când am văzut că domnul nu m-a sunat, am urcat cu tava fără să fac zgomot. Am văzut lumină sub ușă, am așteptat un timp și apoi m-am uitat pe gaură cheii. Nu era la locul lui. Am bătut și m-am uitat, dar n-am văzut pe nimeni. Am făcut ur ca să fără să intru evident în camera doamnei, dar nu era nicăieri, nici jos și nici în cabinetul de consultații din anexă. Am urcat la Jean și mi-a spus că nu era nici la doamna care și se ușa. O clipă, obișnuiește să-și încuie ușa? Nu când domnul e plecat. N-am acordat nicio atenție acestui lucru și la 10 și jumătate am lăsat tava și am plecat. E prima dată când pleacă de acasă fără să-mi spună, mai ales lăsând lumina aprinsă." Ești sigur că a ieșit din casă? Nu i-am văzut pălăria în cuier. A luat mașina? Nu, m-am uitat în garaj." În acel moment, Popin și Francis se uitară cu aceeași privire uimită, apoi neliniștită la Megre care se ridica schimbat la față. Aveți telefon?" întrebă el. Intră în prăvălie și se sprijini cu coadre de teșgheaua din marmură rece, lângă balanța e mai lată. Alo, braserii duremble? Spuneți-mi, l-ați văzut pe doctorul Belamin seara asta? Interlocutorul nu-l întrebă cine era. Nu, nu după amiază, da, după cină. Nu l-ați văzut? O clipă, vă rog. Comisarul de poliție nu e acolo? Nu vine niciodată seara? Nu întrerupeți domnișoară. Chelnerul e la telefon? Administratorul? Nu e acolo niciunul dintre domnii care joacă bridge? Da, domnul Ruie, domnul Lurso. Bine, dați-mi-l, vă rog, pe domnul Lurso. La capătul celălalt al firului s-a o voce moale, cea unui om aflat la a cincea sau a șasea oră de brigi și la cel puțin al șaselea pahar. Alo, domnule Lurso? Îmi cer scuze că vă deranjez un comisarul megre. Nu are importanță, aș vrea o simplă informație. Știți unde aș avea șanse să-l găsesc la această oră pe Belami? Nu, nu e acasă. Ce spuneți? Nu iese niciodată seara?" Nu vedeți unde? Vă mulțumesc! Megre era din ce în ce mai greu, e cu o umbră de anxietate în privire, răsfăi cartea de telefon și îl sună pe medicul legist. Alo, sunt comisarul Megre. Nu, nu-i vorba despre o anchetă. Aș vrea doar să știu dacă doctorul Belami se află cumva la dumneavoastră. mi am zis că date fiind evenimentele pentru că sunteți și prieteni, nici vorbă, voiam doar să-i cer o informație. Nu l-ați văzut? Nu aveți idee unde l-aș putea găsi? Poftim? La clinică? Nu m-am gândit. Era atât de simplu. Doctorul putuse să se ducă la clinică sau la spital ca să-și vadă un pacient. Alo, măicuța Aurelii? Pardon, mi s-a părut că-i recunosc vocea. Puteți să-mi spuneți dacă doctorul Belami...?" Nu era nici la clinică, nici la spital. Un detaliu, Francis. Dormitorul doctorului dă spre Remble?" Nu chiar dă spre fața, dar dinspre asta. Se vede de pe Remble." Mulțumesc. Plecați?" Îi lăsă foarte derutați în mica sufragerie, el în papușii cu cămașa descheiată, ea foarte însuflețită că petrecuse o seară cu eroul ei. Dacă sunteți în cartier mâine pe la prânz, domnule, megre voi avea cu siguranță informații despre fetiță. Megre aproape că nu o mai asculta. Acum străzile erau complet pustii, trecuse de miezul nopții. Zări un agent de poliție sub un felinar, vrut să-l întrebe dacă îl văzuse pe doctorul Bellamy, dar se răzgândi. În marea casă de peremblee era luminată doar fereastra bibliotecii. Francis lăsase lumina prinsă la plecare, după cum îi spusese comisarului. Dacă doctorul s-ar fi întors acasă, probabil că s-ar fi văzut lumină în dormitorul lui. În orice caz, ar fi stins lămpile din birou după ce și-ar fi băut paharul de whisky. Popin spusese că era un oraș mic, iar acum Megre avea impresia că era prea mare. Oricum, destul de mare ca să fie imposibil să găsești un om, o fetiță. Măcar dacă ar fi știut mai din timp că o cheamă Lucille. Mergea cu pași repezi. În loc să se întoarcă la hotel, preferă să facă un ocol și văzut lumina roșie a comisariatului, unde erau doar un brigadier și câțiva oameni de gardă. Cunoașteți cumva o puștoaică pe nume Lucille? Polițiștii și întrerupseră partida de belotă și se uitară unul la altul încercând să-și amintească. Pe soția mea o cheamă Lucilda, a căutați-o puștoică, așa că probabil nu e ea. Glumi unul dintre ei. Nu știți numele de familie? Întrebă cu naivitate brigadierul. Atunci un agent de 30 de ani îi servi o lecție lui Megre spunând calm. Ar trebui să le întrebați pe institutoare. Chiar așa. Comisarul care nu avea copii nu se gândise la asta. Era foarte simplu. Câte școli sunt în sable? O clipă. Cu cea de la Chateau d'Oleron sunt trei. Mă refer la școlile de fete fără să le punem la socoteală pe cele ale călugărițelor. Institutoarele dorm acolo? Sigur că nu, mai ales că e vacanță. Megre făcuse nenumărate anchete, investigase în cele mai diverse medii, dar așa cum, în urmă, cu câteva zile nu știa nimic despre măicuțe și atmosfera din clinici, nu știa nimic nici despre școli. Crezi că institutoarele au telefon? S-ar putea să nu o aibă câștigă cam cât noi bietele de ele. Brusc se simțea obosit. De la cinci după amiază, mintea lui lucrase într-o cadență atât de rapidă, încât se simțea deodată vlăguit, parcă inutil, în momentul în care se lovea de un zid stupid. 80 institutoare dormeau undeva în oraș, în micile case înghesuite una în alta, cu ferestrele deschise spre străduțe sau grădinițe. Cel puțin una dintre ele o cunoștea pe micuța Lucil, care i corecta zilnic temele. Un moment, în ușa comisariatului, pe punctul de a se cufunda din nou în întuneric, ezită, Vru să se întoarcă, să ceară lista cu toate institutoarele din ținut, să meargă din ușă în ușă. Îl opri simțul ridicolului. Orașul nu-i foarte mare, spusese Popin. Din păcate, prea mare. Probabil că negustorea sa de pește și Francis vorbeau despre el înainte de a dormi. Și poate că la fel făcea și celălalt cuplu, Flamanda și măcelarul Fernand. Poate și Lurso, medicul legist, măicuța de gardă de la clinică, toți cei pe care îi deranjase în cursul serii. Probabil că lăsa în urma lui un fel de unde, de neliniște sau cel puțin de curiozitate. Oare avea dreptul? Pentru că în minte îi venise o idee încă vagă, să tulbure și alte străzi, să tulbure tot acel orășel ghemuit în jurul portului. Sună la ușa hotelului. Domnul Leonard, care dormise pe un scaun așteptându-l, veni să-i deschidă cu o privire plină de reproș. Nu pentru că fusese nevoit să-l aștepte până la cea oră, ci pentru că presupunea că Megre nu se purtase cum se cuvine. Păreți obosit, spuse el. Un păhărel înainte de culcare. Nu cumva cunoașteți o copilă pe nume Lucil care... Era ridicol. Îi era ciudă pe el însuși. Domnul Leonard umplu două păhărele cu calvados. Dumnezeule mare, ce de păhărele golise și cât vin al putuse să bea megre de câteva zile. Totuși, nu era beat. Noroc. Se potigni pe scară și își lăsă hainele în cameră unde nimeri. A doua zi, adică în ziua aceea, pentru că era trecut de miezul nopții, avea loc în mormântarea. Mai înainte va da un telefon comisarului Mansui, care era la birou de la ora 8 dimineața. Își petrecu prima parte a nopții într-un fel de coșmar. Apăsa pe butonul sonerii lor o mulțime de sonerii, ușile se întredeschideau și apăreau capete care se legănau într-un semn negativ, de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Nimeni nu vorbea, nici el. Totuși, toată lumea înțelegea că îi căuta pe doctor și pe Lusil. Apoi un gol mare și negru, neantul, și în sfârșit ușă și vocea servitoarei Germain. Sunteți căuta la telefon. Se culcase fără pijama pe care o căuta acum peste tot. Perna era umedă de o sudoare acidă care mirosea alcool. Nu auzea zgomotele familiare în camerele vecine. Era prea devreme sau prea târziu. Îmbrăcă halatul de casă în timp ce deschidea ușa. Cât e ceasul? Șapte și jumătate. Timpul părea decalat. Megre nu recunoștea lumina obișnuită din momentul trezirii. Și cum putea să-i telefoneze comisarul Mansui la o șapte și jumătate? Alo, domnul comisar? Și vocea lui Mansui avea ceva anormal. Am aflat numele. Urmă un moment de tăcere. De ce Megre nu îndrăznea să întrebe? O cheamă Lucille de Fieu. Alt moment de tăcere cu siguranță că ceva nu funcționa cum trebuie în timp, în spațiu. Și? strigă el exasperat. E moartă. Atunci, în timp ce ținea receptorul, la ureche în ochii lui Megrea părură lacrimi de furie. A fost sugrumată asta noapte în pat lângă camera mamei sale. Domnul Leonard, care ieșea din pivniță în mână cu o sticlă de vin alb, rămase cu gura căscată, întrebându-se de ce Megre să uita la el cu privirea aceea cruntă, care părea că nu le recunoaște. Capitolul 5 Se făcuse deja târziu când me băgă de seamă că era norat și că în zori, probabil, căzuseră câțiva strop de ploaie. Aerul mohorât al oamenilor și lucrurilor, adăugându-se dispoziției sale posomorâte, îl împiedicase până atunci să privească cerul și să constate că pentru prima dată de la sosirea lui la sable, mare era de un verde albăstrui, aici colo cu pete încrețite și aproape negre. La comisariat, probabil că oamenii de noapte nu fusese răschimbați și domnea o atmosferă de dezordine, oboseală și neliniște. Din întâmplare, la capătul de jos al scărilor se lovi de agentul care, pe la miezul nopții, avusese ideea cu institutoarele. Ce vârstă avea oare fetele lui? Recunoscându-l pe megre, omul tresării, avea tunica descheiată și părul ciufulit dormise pe bancă. Și iată că se pomenea față în față cu omul care, cu câteva ore în urmă, se încăpățâna să găsească adresa copilei. Era ceva incoerent. Totul era incoerent în acea dimineață. Oare agentul își imagina că Megre era asasinul? Comisarul urcă lent scara, pipa avea un gust rău, se bărbierise și se îmbrăcase în câteva minute, apoi găsise la ușă mașina poliției trimisă de Mansui ca să câștige timp. De ce-i ceruse șoferului să facă turul promenadei Remble? probabil ca să vadă casa doctorului. Era la locul ei, bineînțeles. Primul etaj părea învăluit în tăcere, cu jaluzelele trase, dar niște oameni de la pompele funebre aranjau frumos la ușă draperii de doliu. Trecu și prin fața bisericii, de data asta pentru că pe acolo era drumul spre comisariat, dar nu zări decât niște bătrâne cu bonete scrobite care ieșau de la slujbă. În biroul inspectorilor domnea oarecare agitație. Se vorbea la mai multe telefoane. În ochii tuturor se putea citi aceeași stupoare. Grimasa buzelor nu era doar cea a unor oameni treziți prea devreme din somn, ci exprima dezgust și o furie reținută. Majoritatea nu erau bărbieriți. Probabil că nu ajunseseră acolo de mult timp. Poate că, în trecere, găsiseră un bar deschis ca să bea o cafea. Ușa din capătul încăperii se deschise brusc. Mansui pândise pasul comisarului și îl aștepta în pragul biroului. Arăta atât de schimbat încât Megre se simți puțin jenat. Cine știe? Poate că și interlocutorul lui se simțea la fel. Comisarul de poliție nu era nici el bărbierit. Mansui fusese anunțat primul și primul se dusese acolo. Erai surprins să-i vezi obrajii năpă năpădiți de o barbă aspră ca pirul, de un roșcat mai închis decât părul. Ochii săi de un albastru deschis nu mai exprimau timiditate, ci o adevărată îngrijorare. Megre se apropie și intră apoi ușa se închise, iar pupilele comisarului de provincie rămaseră țintite asupra lui, întrebătoare. Megre era prea prins de propriile gânduri ca să se mai preocupe de reacțiile celorlalți. Cum să nu fie Mansui puțin înspăimântat în fața acelui bărbat solid care, în ajun, deși nu fusese niciun moment vorba de copilă, se ocupa de ea cu încăpățânare și o descria cu minuțiozitate doar cu câteva ore înainte de a fi sugrumată în patul ei. Presupun că vrei să mergi acolo," Întrebă el cu voce răgușită. Nu avea ocazia să vadă prea des la sablă astfel de spectacole și era foarte tulburat. Se simțea după felul în care spusese acolo. L-am prins la telefon pe procurorul de la Roșe, Surion. Va trimite parchetul pe la ora 11. Poate chiar mai înainte dacă vor reuși să-i adune pe toți cei care trebuie să vină. A ținut să alerteze brigada mobilă de la Poatie ca să trimită doi inspectori. Nu i-am spus că ești aici. Am făcut bine? Ai făcut bine. Nu te ocupi de anchetă! Megre tu din numeri fără să răspundă și intui că îl dezamăgea pe Mansui. Ce putea să facă? Deși e de vreme s-a strâns multă lume în jurul casei, e la marginea orașului, aproape în afara lui, într-un cartier de căsuțe înconjurate de mici grădini. Taica Dufio e paznic de noapte la șantierele navale. A acceptat acest post când i-a fost amputat un braț. Îl vei vedea. Cred că a fost cumpli pentru el. Fii atent. Comisarul povestea cu coatele pe birou și bărbia sprijinită în pumni. A terminat munca la șase dimineața când a intrat la lucru primul schimb. Totul s-a petrecut în dimineața asta ca de obicei. Totul, subliniez. E un om calm și meticulos. Casnicele care se trezesc dis de dimineață pot să-și potrivească ceasul când trece el. Intră în casă fără zgomot pe la șase și douăzeci. Mi-a explicat totul în detaliu cu o voce de somnambul. Ușa de la intrare de direct în bucătărie. În stânga e un scaun cu fund de pai. Îl vei vedea. La picioarele acestui scaun îl așteaptă papucii. Își scoate pantofii ca să nu trezească pe nimeni. Aprinde focul în sobă unde lemnele sunt deja pregătite, cu o bucată de ziar și cu gătejele trebuincioase. Cafeaua râșnită se află în filtru cafetierei și când apa clocotește în vas, o toarnă. Și noi mai rămâne decât să pună două cuburi de zahăr în cana cu flori. Vei vedea. Lângă foc se află o pendulă cu balansier din cupru. Cadranul ei arată șase și jumătate când cu cana în mână ei intră tot fără zgomot în camera soției. De ani de zile totul se întâmplă exact așa în fiecare dimineață. Megre deschise fereastra în pofida răcorii de afară. Spune mai departe. Doamna Dufiu e o femeie slabă, palidă, bolnavă. Nu și-a mai revenit niciodată după ultima naștere, ceea ce nu o împiedică să trebăluiască din zori și până în seară. E foarte sensibilă, mereu încordată, mereu tulburată, una dintre acele ființe care își petrec viața așteptând se întâmple nenorocirea. Femeia s-a îmbrăcat în timp ce soțul ei se dezbrăca de hainele gurase purtate în cursul nopții. Ea a remarcat. Plouă. Mai devreme a plouat. Abia atunci se uită mai la cerul cenușiu. Au rămas împreună preț de o jumătate de oră că e aproape singurul lor moment de intimitate. Apoi la șapte dufiu a deschis o ușă ca să se ducă să-și trezească fica. Căsuțele astea n-au jaluzele. ferestrele larg deschise ca întotdeauna în acest anul timp. dau cele din spate spre grădiniță. Lucil era moart în patul ei cu fața vânătă, cu urme mari și negre pe gât. Vrei să mergem acolo?" Totuși, Mansui încă nu se ridica, aștepta, încă mai spera. I se părea imposibil ca celălalt să nu aibă nimic de spus. Să mergem, se mulțumi să zică Megre oftân. Iar strada, acolo, la periferie, era exact așa cum și-o imaginase după relatarea comisarului de poliție. Era într-adevăr strada tipică de pe care provin fetițe precum Lusil, în colț cu prăvălia unde se vând legume, mărfuri de băcănie, gaz lampan și bomboane, cu femeile din pragul ușilor și copiii care se joacă pe trotuar. La uși se formeasă grupuri. Unele femei se mulțumiseră să-și pună o haină peste cămașa de noapte. Vreo 50 de persoane se adunaseră în fața unei case mici, asemenea celorlalte, unde stătea de pază un agent în uniformă. Mașina opri. Cei doi bărbați coborâră. Atunci, pe trotuar, Megre se opri un moment, fără să anunțe, fără motiv, așa cum fac uneori oamenii pe care îi apucă pe stradă un rău de la inimă. Vrei să intri?" Megre făcusem că da. Curioșii le făcură loc să treacă. Mansui bătu discret la ușă. Le deschise bărbatul. Nu avea ochi roșii, dar părea năuc și mergea ca un automat. Se uită la Mansui, pe care îl recunoscu și nu se mai preocupă de ei. Se putea spune că în ziua aceea casa nu-i mai aparținea. Ușa dormitorului era deschisă, iar pe pat doamna Dufio, care gemea ca un animal. Un medic de cartier stătea la căpătuiul ei, în timp ce o femeie bătrână cu o burtă enormă, poate o vecină, se agita pe lângă sobă. Cănile cu flori mai erau încă pe masă, dintre care una plină cu cafea cu lapte, cea pe care Dufiu o ducea fiicei sale la ora șapte. Casa avea doar trei încăperi. În dreapta, bucătăria, care servea drept cameră comună și era destul de mare, cu o fereastră de dădea spre grădină și alta spre stradă. În stânga, două uși, două dormitoare, unul cel al părinților, dâns spre stradă, iar celălalt spre spatele casei. Pereții și șemineul erau împodobiți cu fotografii. Aveau doar un copil? Întrebă-me cu glas căzut. Trebuie să mai aibă un fiu, dar nu cred că e la sable. Recunosc că n-am avut curajul să-i interoghez mult timp. Parcă tu va veni în curând și domnii de la poatie vor face ce trebuie făcut. Mansui mărturisea în acest fel că nu era plămădit pentru o asemenea meserie. Se uita cu coada ochiului la Megre, căruia părea că îi era teamă să intre în al doilea dormitor, a cărui ușă era închisă. Nu s-a atins nimeni de nimic? Mai întrebă el, fără să-și dea seama, pentru că era o frază profesională. Mansui scutură din cap în semn că nu. Să intrăm. Deschise ușa și simți cu uimire un miros puternic de tutun. Imediat zări un bărbat care stătea în cadrul ferestrei și care se întoarse spre ei. Ca măsură de precauție am lăsat un inspector în această încăpere," spuse comisarul de poliție. Ați promis că trimiteți pe cineva să mă schimbe," protestă inspectorul. Imediat la lui. În cameră se aflau două paturi, care aveau între ele exact atâta loc cât să intre o noptieră. Erau două paturi din fier, ale căror bare se profilau un negru pe tapiserie albăstruie. Patul din dreapta nu era desfăcut, pe celălalt un cearșaf acoperea în întregime un corp gemuit, un dulap mare lipit de peretele din față, o masă acoperită cu un prosop, având pe ea un lighean emailat alb, un pieptene, o perie, precum și un săpun pe o farfurioară, iar sub masă o carafă mai emailat albastră. Asta era tot. Așa arăta camera lui Lucil, pe care probabil compărțise cu fratele ei. Știi cine-i bătrâna din bucătărie?" Nu era acolo dimineață sau n-am văzut-o eu pentru că era plin de curioși și i-am scos cu greu din casă. Mama n-a auzit nimic? Nimic. Medicul legist a fost? Probabil că a trecut pentru că i-am telefonat înainte de a veni eu însumi. Eu îl voi suna din nou când ajung la birou. Megre făcut în sfârșit gestul așteptat. Se apropie lent de căpătâiul patului și s-a plecat să ridice șarșaful. Totul dură doar câteva secunde, apoi se îndreptă imediat spre fereastră. Mansui se afla lângă el. Cei trei bărbați, inclusiv inspectorul, cercetare cu privirea grădinița împrejmuită cu țăruși legați între ei cu sârmă ghimpată. Într-un col se vedea un cotez de iepuri, iar în celălalt o baracă unde Dufieu își ținea probabil uneltele și meșterea norele libere. Câteva legume creșteau din solul nisipos, praz de un verde palid, lăptut și varză. Cinci răsaduri de roșii erau pline de rod agățate de araci. Nu aveau nevoie să vorbească. Pe acolo venise asasinul. Puteai ușor să sari peste sârma ghimpată și chiar mai ușor să treci peste pervazul ferestrei, iar dincolo de grădiniță se întindea un teren viran, îndepărtare depărtare profilându-se niște clădiri vechi, unde fusese probabil pe vremuri o uzină. De a lăsat urme de pași, ploaia de azi dimineață le-a șters," spuse inspectorul încetişor. Colegul meu șarbone a căutat. Căuta aprobarea lui Megre, care nu avea nicio reacție, se preocupase vreodată de amprente?" Totuși ieși în grădină, prin bucătărie, unde două persoane tocmai intraseră. Merse pe o mică alee, făcută din pietre plate, luate de pe terenul viran. Iepurii mișcau botul privindul, iar el lua câteva frunze de varză, deschise grilajul și îl închise la loc. Aceea era atmosfera mohorâtă, decorul sordid în care femei, precum doamna Dufieu, slabe și bolnave, își petrec viața numărând fiecare bănuț. Cât e ora?" întrebă el, fără să se gândească să scoată ceasul din buzunar. 9 fără cinci. când mormântarea are loc la 10 și jumătate? La început Mansui nu înțelese noțiunea de înmormântare confundându-se în mintea lui cu micul cadavru pe care tocmai îl văzuseră. Apoi își aminti de cealaltă moartă și se uită la Megre mai atent. Te duci? Da. Crezi că există vreo legătură? Oare Megre auzise? Nu lăsă să se vadă. Reveni lent spre casă. Bătrâna, suspinând și ștergându-se într-una la ochi cu colțul șorțului, povestea drama nouveniților un frate al lui Dufio și soția lui, care fusese anunțați de vecini. Era ciudat. Oamenii aceia vorbeau tare, direct, fără să se ferească, fără să se gândească la faptul că mama zăcea în pat în camera vecină cu ușa deschisă. Gemetele ei însoțau ca o melope spusele bătrânei. Ea am spus lui Gerard, nu, poate fi decât un nebun, pentru că o cunoșteam pe fată, poate mai bine decât oricine, fiindcă la mine venea să se joace când era mititică și i-am dat păpușa fetiței mele care murise. Mă scuzați o clipă. greu atinse pe umăr. Ea a devenit brusc respectoasă. Pentru dânsa, toți cei pe care îi vedea în ziua aceea în casă erau niște domni, personaje oficiale. Fiul a fost anunțat. Emil? Bătrâna aruncă o privire spre una dintre fotografiile de pe perete, cea a unui tânăr de 17-18 ani, cu trăsături fine și privirea vioaie, îmbrăcat cu o oarecare eleganță. Nu știți că Emil a plecat? Tocmai asta e înspăimântător pentru piata femeie, domnule judecător. Fiul pleca săptămâna trecută, fiica e a armată." Oare nu asta era drama oamenilor de felul lor?" Nu, bunul meu domn, încă n-are vârsta, Asta as puțin. Acum are 19 ani și jumătate și câștiga bine traiul aici. Era respectat de patronii lui. Și e brus săptămâna trecută și-a pus în cap să plece la Paris. Așa, dintr-o dată, fără să spună nimic nimănui." N-a lăsat nici măcar un bilețel. Anunțase doar că trebuie să lucreze toată noaptea. Mart l-a crezut. E o femeie care crede tot ce îi spui. Dimineața, văzând că nu mai vine, a avut curiozitatea să uite în dulapul cu haine și lucrurile lui nu mai erau acolo. Apoi, când a trecut poșta și-a adus o scrisoare prin care Emil îi cere iertare și o anunța că pleacă la Paris, că era viața lui, viitorul lui și tot așa. Mi-a citit-o. Cred că e în de la bufet. Vreau să aducă scrisoarea, dar mai greu opri un gest. Știți în ce zi a fost asta? clipă că pot să vă spun. Intră în dormitor, vorbi încet cu Dufio, care se uită la ea un moment fără să înțeleagă, apoi aruncă o privire spre comisar. Se întreba de ce îi punea întrebarea asta. Se gândi, apoi răspunse. Trebuie să fi fost marți, noaptea de marți spre miercuri. Știți dacă au mai primit vreo veste de atunci? Marți mi-a arătat al altei o carte poștală pe care a primit-o de la Paris. Comisarul Mansui nu mai încerca să înțeleagă. Se uita la Megre cu aceeași tulburare ca și cum l-ar fi bănuit că dețin o putere aproape demonică. Ai fi zis că se aștepta să afle în cursul zilei că și fiul lui Dufie murise. Pe când ieșau din casă, un tânăr înalt cu pardesiu de gabardină își croia drum printre curioși. Un jurnalist, spuse Mansui.